Nu așa, bunicule, bunicule, spune-ne, te rugăm, o poveste. Ia vino tu aici la bunicu, hai vino aici. Lasă că stau bine. Vino dacă nu iau pe Flaviu. Ia-o, tată, ia-o, că e plătită pentru asta. În 1999... Circa? Nu, circa, la memoria mea, prietene. 1999, la Timișoara, doi proaspăt angajați într-un post de radio, doi angajați, un singur salariu, 2 ani de zile. Știți povestea noastră de mare succes. La Timișoara, de ziua lui Bonetti, zis Găleată, mă aflam, mă anturam, ne anturam cu niște prieteni din Reșița, un cerc restrâns, 200 de persoane. Noi reșițenii suntem uniți pe unde mergem. Suntem uniți, plecăm toți odată, 98 am plecat toți. Ne aflam în incinta fabricii de bere din Timișoara. Nu eram în fabrică, eram în birtul fabricii. În restaurantul birt al fabricii de bere, unde era berea ieftină și spre mocăciune. Pentru că Bonete n-a fost niciodată larg la mână. Și da, din contră, îi se spunea scârțet. Da. Da. Păi, la un moment dat, pe vremea erau gardieni publici, cum e acum poliția locală, erau gardienii publici, dacă vă mai aduceți aminte, a venit așa o gardian, a dat, cum mă scuzați, bulanul de masă și a zis, este ultima comandă, bă. A pus și virgula din intonație, drept pentru care noi am mulțumit în numele colectivului. Sărbătoritul a decis să facă ultima comandă și a cerut 200 de halbe. Pe bune? Bineînțeles că s-a trecut de ora de funcționare a stabilimentului, motiv pentru care am fost rugat insistent să părăsim locșorul. Ce credeți, l-am părăsit? Nu. N-aveam în ce să punem berile și în plasă nu încăpeau. Imediat, aproape de o vigilență supremă și vecină cu onestitatea, gardianul public a informat organilii că există niște derbe de niște nenorociți care așa, hop, au apărut aia poliția în complexul studențesc, fabrica de bere lângă complexul studențesc, ce naiba, nu. Au apărut aia acolo cu dubilii mascații de ziceai că e vreun tămbălău. Noi doar nu vroiam să mergem acasă, era de vreme, ora 2 noaptea și... A început o vânătoare cu prietenii noștri, au luat-o care în stânga, care în dreapta, care în față, dar în față era o casă, nu s-au prins, s-au proptit în gard, bun, așa. Noi am scăpat, am fugit cu un taxiu. Aveam și legitimații de presă pe vremea aia, deci puteam să spunem că suntem să consemnăm... Și la un moment dat ni s-a părut o nedreptate, nu o nedreptate, ne-am dus să întrebăm care e șmecheria. Dom'le, dar de ce? Cine vă dă dreptul, dom'le? Știți cum e? Păi modelul... Presa e liberă, a lucrat al evoluție! Care și ne-am dat jos din taximetru de pentru proști ce suntem, a ne certa cu polițiștii. Ca să salvăm, nu e așa, așa cum facem și ziua de azi, da, părțile moi ale altora. Că noi așa ne-am luat-o, încercând să-i salvăm pe alții. Și pe modelul, ia stai tu de cultură și bagă-l în dubă. Ne-au luat de gât și ne-au intromisionat în Ninonino. Bă, frumos, practic n-am mai dat bani pe taxi, că tot acolo stăteam lângă secția de poliție, mai mergeam 10 minute pe jos, maxim 10 minute. Bine, 2 minute într-o zi normală, 10 minute atunci. Că mersul în zigzag îți ia mai mult timp. Bun, și am ajuns acolo, a fost un chirvait, cum zicem, o veselie, o bună dispoziție. Să ajungem la judecătorie, Răzvare. Ni s-a dat amendă, 61/91, perturbarea liniștii și ordinii publice, bă, de o vigilență, da, ne-am luat amenzile, ne-am dus cu ele unde știam noi că trebuie să ne ducem cu amenzile, și anume la șeful nostru, că eram pârâț, aveam un singur salariu, vai de cap, eram descul, eram atât de săraci că aveam o singură pereche de pantofi și mergeam, nu mergeam cu rândul, mergea unul cu stângul, unul cu dreptul, ca să înțelegi. Ne țineam în brațe și ne mai deplaseam, bă. Hai, șefule, șefuțule, ce mai faci, drăguțule, că când te-am văzut, multe rate mi-au crescut. Mă rog, i-a zis-o frumos la șefuțul. Ne-a dat amendă, lasă, bă, zice, că o trecem pe cheltuieli, vedem noi cum fac, nu prea merge, la, vă dau eu bani, la, nu m-a plecat să nu vă văd fețele astea. Bine, tot fețele astea le aveam. Vă dați seama că nu avea la ce să se uite. Și noi, cum ar veni liniștit, așa că șefule, șefuțule, ce mai faci, drăguț, ne rezolvă ăsta al nostru, dea Dumnezeu sănătate și un praz verde. Doamne, ajută! La toată lumea, ce șef avem? Ba, nu ne dădea, dar ne rezolva amenziile. Bun. După câteva 60 de zile, ceva de genul ăsta, mă sună tata de la Reșița să mă dezmoștenească. Bă, ordinarul!
Bă, nenoroc, te-am trimis la Timișoara, la facultate. Bă, bă, nu muncesc la facultate, nu mă duc, tarara. Eu în primul an la drept, colegul Dani în primul an la științe și anume economice. Mă sună și pe mine mama plângând toată zi. Plângea ca mama lui Ștefan cel Mare, ca o garofiță sus pe o stâncă neagră. Stai mă, să nu te băga în poveste. Nu te băgi în povestea noastră. Nu vezi că narez în emisiunea asta de când am început. Sună mama lui Ștefan cel Mic, Ștefan cel Mare, să-l dezmoștenească și pe el. Trei camere la parter, ce să dezmoștenească? O Dacie din 82, n-avea ce. Da, da, mici. Ce? Trei, da, mici. Camere mici, avea o Dacie din 1982. De ce plângi, mamă? Pe vremea aia, înmatriculată CS03 lei. De ce plângi, mamă? De ce mă cer stată? De ce mă cer stată? Bă, nenorociților, vorbeau la unison că i-am pus în conferință. Ce n-ai, bă? Să nu se repet. Bă, zice, veni de peșă. Recepisa telegramei. Și zice că ați luat o amendă până noiembrie, așa, să fi fost. Da. Și că dacă n-ați plătit-o, v-au transformat-o în zile de închisoare contravențională, ci că e ieftin la Timișoara, un leu ziua. Eu, pentru că am fost mai tare în gură ca de obicei, mi-am luat 60 de lei de 60 de zile. Ăsta muflea și a luat numai 40 de zile, că avea numai 40 de lei de dat. Avea în gura mai mică. Nu cred. Da, aveam 15 zile să ne predăm. Ce vorbe! Din alea 15 zile trecuse 10. Mergem la șefule, șefuțule, ce mai faci? Drăguțule, trăiți arție, porcii! Ia uite ce primire la Reșița și rămânem fără apartamentul de 3 camere mici de la parter, că ne-a dezmoștenit, ne-a luat cai de boi de la bicicletă, nu știu, stați bă, zice că nu e chiar aia, nu e. Mergem și achităm și ce să achiți, nebunule, că eu deja cu pașaportul în mâna asta, avea viză Schengen, puteam să fugim în Austria la vărul. Nu mă duc, nu mă duc, stați bă, că se rezolvă. Așa ai zis și prima dată, huă, huă, de 3 ori huă. Bineînțeles, amenzile noastre erau la el sub dosarele de semnat. Uitase, bă, dă noi, a, și, bă. Ce, oricum, 60 de lei. Ce, bă, 60 de lei? Cert este că a vorbit cu un avocat și ne-au pus termen în instanță. Păi nu, s-a dus juristul firmei, ne-a achitat, da, așa. Da, o să-i spunem avocat. Dar... ne-a achitat amenda, dar pentru o decizie a instanței, având în vedere că se formulase deja hârtiuța cu zile de închisoare contravențională, trebuia să ne prezentăm și anume la proces! Aoleu! Ioșcu Tărăboi! Ceata lui Pițigoi! Problema este că procesul a fost pus vinerea, când noi plecam de obicei acasă să mâncăm supă de la mamele noastre. Da, mai aveam exact o zi. Deci în alea, de trecuse la 15, am 14 zi, în alea 15, da? Zile. Ne-am luat frumos bagajelul și am zis, în funcție de ce hotărăște onorata, ne cărăm la Reșița de la Timișoara sau direct Graț. Ne ascundeam la vărul într-o anvelopă. Ne-am făcut planul, pe unde fugim. Ce? Ești nebun cu capul. Eram pământii. Aveam o geantă frumoasă din aia, scria White Wolf pe ea și scârția, știi, mizerie de aia din piață. Mergeai cu ea și te știa toată strada, că scârția breteaua. La tribunal, numai intelectual. Nu mă, stai să vezi, că noi intrăm. Puși, se făcut deja luna februarie, martie, ceva de genul ăsta. Și când intrăm pe trepte, dau de grupa mea, căci eram în anul întâi la drept, bai de steaua mea. Aoleu! Care cu doamna seminarista? Aoleu! Asistau la niște procese! Cum intri acolo în stânga, e civilul dreapta asta, alea de penal. Ăștia mergeau la penal. Penal nu faci decât în anul 2. Zic, bă, sunteți nebun la cap, vă duceți la penal, că noi nu văd, abia am trecut de partea civilă, am dat de 17 ori examenul, lasă-mă dreapta. Eu cu o geantă mână. Aia când mă vede, zice, Răzvan, Răzvan, aici. Eu și cu față de salariu minim pe economie în spatele meu. Pe vremea aia nici n-avea barbă, vă dați seama cum am. Ăsta frumos, că plecam în Austria, fugeam de regimul care ne... De brațul lung al legii. De brațul lung al legii, de regimul opresiv. Știam, intrăm acolo și strigăm, azil, azil! Arbar, taibar, da. Eu cu dosărelul, dar era dosărelul meu, unde zicea că mă ia mama dracului. Ăștia colegii mei aveau... Am trei spețe, cum te duci la o de-asta? Ai trei spețe și vezi dacă se întâmplă ceva din ce e scris acolo. De obicei, studenții la drept știu că nu se întâmplă. Dar mă rog, eu să mă duc stânga, că acolo aveam la camera 12, ăștia către... Măi, zice Răzvan, nu o luam acolo, că nu e direcția bună.
Mă zic, aș veni la seminarul ăsta, dar ar fi ultimul seminar din viețuca mea, că eu nu mă duc la pușcărie! La pușcărie! Ăsta al meu era așa, băi, ce dracu, ai zis că știi zona? Păi, o știu, dar noi avem în partea aia. Cumva am reușit să mă sustrag, am zis, mă duc să las ceva la registratură. Știam o grefieră acolo. Și ne întoarcem. Am intrat frumos în sala de intelectuali. Eu și cu pârâtul era... De ce, doamnă, că așa scrie pârâț? Pârâț. Doi pârâț. Da, eram singurii care n-aveam pălărie. Și ce să vezi la ciocănel acolo? Era un doamnă care îmi făceam eu colocvile. Desperam din sufletul meu mic să nu mă recunoască. Căci la ceea colocvi... ceea ce s-a și întâmplat, că la colocvi n-am fost. Și am stat și am ascultat un domn care a scuipat un polițist, un alt domn idete, un alt doi vecini se certau pe un șanț. Numai intelectual, spuma! Noi în spate, dădea mesaje către Austria, venim, erau codate, venim, așteaptă-ne la locul știut. Ce? Emigrăm, cu salata de bioc și borcanele, maică-mi că ne aduceam bine acasă să le umple cu ciorbă. Borcanele goale și murdare, bineînțeles. Bă, da. Bă, iartă-le, când am ajuns cu dosărelul, deci aveam fața asta de var nestins, știi? Era... Oh, și la culoare asta să ai față de var nestins, credeți-mă? Oho! Am ajuns, uite așa, iertare, îndurăciune, măria ta! Iar mama ea, dracu de amendă, care o mai intra în fabrica de bere! Care o mai bea din halbele alea jegoase cu salmonela. Pe vremea aia erau. Atât a râs doamna aia de noi. Aveam și fața aia de... Da, zici că eram doi obagi veniți să-și ia palma de pământ. Deci eram vai de steaua noastră. Cred că am fost achitați. Oricum. Cred, pentru că 45 de minute auzeam un țiuit în urechi. Zornăi de cătușe. Și asta a fost povestea noastră de băieți răi. Bravo! Infracționalii. Fetele sunt impresionate la lacrime acum. Hai bă, că-ți scoși și tatuaj. Nu, Răzvan, nu. Ți-ai tatuat ceva alb? Mi-am tatuat un broș de tractorist. Da, fetele sunt nebunite acum după povestea noastră de bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys.